Între 2 și 8 noiembrie are loc o nouă ediție a European Fertility Week, perioadă în care Fertility Europe, organizația umbrelă a asociațiilor de pacienți afectați de infertilitate și membrii săi, asociații de pacienți din peste 20 de țări europene, își intensifică sprijinul pentru cauza celor care își doresc copii, dar nu-i pot avea decât cu ajutor medical. În România, pentru noi este a noua ediție a Săptămânii Naționale de Conștientizare, în timpul căreia ne intensificăm eforturile de advocacy and awareness pentru cauza luptei cu infertilitatea. Noi facem asta tot anul, dar în timpul acestei săptămâni ne intensificăm aceste eforturi pentru că dorim să atragem atenția societății asupra acestui fenomen social și medical care afectează un cuplu de vârstă reproductivă din 5. E o problemă tot mai frecventă de sănătate publică, atrag atenția specialiștii. Potrivit primului studiu despre infertilitate făcut în România, 54% dintre cuplurile care nu pot avea un copil spun că nu vor apela curând la tehnici de reproducere asistată. Unele se tem de gura lumii, altele, 44%, nu-și permit. Cel mai bun sfat pe care îl pot oferi persoanelor care se confruntă cu infertilitatea este, în primul rând, să nu aștepte, să consulte un medic specialist în infertilitate, și apoi să se alăture unui grup de suport. Anul acesta a apărut cea de-a doua ediție a revistei Ce știi despre fertilitatea ta? Un proiect care dorește să-i informeze cât mai bine pe tineri și să-i ajute în lupta cu infertilitatea. Revista este distribuită gratuit.